Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această seară l-am alături de mine pe Vasile Jurca, primarul orașului Petrila. Bună seara, domnule primar. Bună seara și bine v-am găsit, sau bine v-am regăsit. Da, și sper să ne regăsim în continuare, pentru că o să avem nevoie în perioada următoare să transmitem telespectatorilor toate informațiile de ultimă oră din orașul Petrila. Domnule primar, iată că nu scăpăm de coronavirus, s-au mulțit cazurile în țara noastră și am ajuns pe o listă roșie a infectărilor cu COVID-19 din Europa. În orașul Petrila, care este situația? Da, din păcate observ și eu ca și dumneavoastră că în statistici și la nivel național s-au mulțit cazurile de coronavirus. În Petrila, dacă mă întrebați, pot să vă zic că stăm bine. Am mai avut de curând pe cineva confirmat pozitiv la un test de sânge, dar se pare că este asimptomatic sau nu pot să-mi dau seama. Sunt mulți care au fost testați, au fost găsiți pozitiv, dar ei n-au avut chiar nici cea mai mică problemă. Deci asta este o chestie care rămâne cu semnul întrebării și dacă ați observat că în spațiul public deja oamenii încep să nu mai creadă. Eu ca și în calitate de primar n-aș avea voie să spun lucrul ăsta, pentru că noi trebuie să luăm toate măsurile ca și cum ar fi o chestie 100% reală, dar de multe ori și eu îmi pun întrebări ce se întâmplă sau care este adevărul vis-a-vis de acest virus. Da, din discuțiile mele pe care le-am avut cu majoritatea primarilor în această emisiune, mi-au confirmat faptul că au întreprins o serie de măsuri în continuare de limitarea efectelor, de prevenire, de, mă rog, măsuri care să facă mai ușoară traversarea acestei perioade de pandemie. Dumneavoastră, ce măsuri ați întreprins acum, în ultima perioadă? De curând am avut o ședință a Consiliului Local prin care am aprobat scutiri de la taxe și impozite pentru perioada în care am fost în starea de urgență și la momentul ăsta ne gândim să, dacă vor crește numărul de infectați, dacă va crește. Acum să vedem și la nivel de Valea Jiului ce se va întâmpla. Vreau să propun Comitetul Local pentru Stare de Urgență să mai facem niște dezinfectări în oraș, atât pe străzi cât și în scările blocurilor, cel puțin o dată la 2-3 săptămâni, așa ca să ne luăm, să zic așa, să ne punem o centură de siguranță vis-a-vis de această problemă. Deși am spus-o și o repet, eu zic că acest virus a venit în Petrila sau în Valea Jiului să moară. Deci da. Noi n-am avut, adică nu știu, cel puțin din Petrila, să fi avut un caz de deces aici la noi în zonă. Să fi murit în spital, confirmat de COVID din Petrila. Să fi murit, nici n-am auzit, dar am auzit că au fost multe cazuri în toate orașele. Da, în țară au fost cazuri, dar nu în țară, în Valea Jiului, mă refer. În Valea Jiului? Da, în toate orașele au fost cazuri. Da. Bun, au fost decese sau... Nu, decese. Da, cazuri de confirmate, da, au fost și la noi și în Petrila au fost, dar v-am zis, fără efecte și chiar au fost persoane care au fost cu boli cronice, care au avut și s-au vindecat de COVID. Ori mi se pare un pic așa, ne la locul lui, în condițiile în care ne uităm și pe statistici și observăm că cei care sunt decedați și declarați că fiind decedați sau fiind declarați că au avut COVID, observăm că sunt oameni cu probleme cronice, adică ori cu cancer, ori cu alte boli cronice în faze terminale. Adică mi se pare aiurea să spui, domnule, a murit de COVID, cineva care știai din start cum are o lună până la urmă, sau câteva zile. Întrebarea este, a murit de COVID sau a murit cu COVID? Da. Nu se știe până la urmă exact. Multă lume tine să credă că a murit cu COVID și alții că a murit de COVID. Da. Se pare că și guvernului cam convine să aibă mulți, nu știu dacă îi convine la nivelul acesta, dar
E cum să aibă mulți infectați, pentru că, nu știu, se zice că s-ar primi niște bani de la Comunitatea Europeană pentru vindecarea cazurilor de COVID, s-ar primi niște bani serioși. Nu știu, ați auzit de așa ceva? Am auzit la nivelul la care ați auzit și noastră, nu am date oficiale, nu pot să spun că există o directivă a Uniunii Europene prin care sunt alocați bani. Dar cu siguranță există și acest concept sau această solicitare din partea tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene și atunci automat fiecare guvern își dorește să aibă cât mai mulți bani și automat încearcă să confirme cât mai multe decese cu COVID. Da, președintele Iohannis a ieșit acum două zile pe o declarație destul de surprinzătoare în ceea ce privește dimensiunea sumei. Dumnealui susține că a obținut în urma negocierilor suma de 80 de miliarde de euro de la Comunitatea Europeană ca sprijin pentru relansarea după economiei după pandemie. Ce părere aveți de această sumă? Ce părere aveți de ce va urma să se întâmple cu banii? Sau dacă aveți date suplimentare despre aceste fonduri? Nu am date suplimentare, dar eu cred că este, până la urmă, este bine pentru România dacă s-a obținut o sumă, să zic eu, mai mare ca cea din sesiunea trecută. Nu știu exact să vă zic cât am obținut în sesiunea de finanțare 2016-2021, nu știu dacă este cele 80 de miliarde, sunt mai mult sau mai puțin. Nu știu, ar trebui să ne uităm comparativ cu celelalte țări și atunci să spunem că este un succes sau o reușită, da? Dacă, de exemplu, nu știu, Austria a obținut 200 de miliarde și România nu 80 de miliarde. Se pare că suma totală e undeva la vreo 1000 de miliarde, cam așa, 1100 de miliarde. Asta e suma totală. Și sunt 27, au mai rămas? 26. Erau 28 cu Marea Britanie, au rămas 27, probabil. Da. Și 27... Deci eu m-aș uita la o țară... Dar m-aș uita la o țară, ca să putem face comparație, cu aceeași suprafață sau cu aceeași... același număr de populație ca România și atunci am putea să discutăm... dacă este un succes, sunt un succes cele 80 de miliarde obținute sau este doar așa, hai să ne lăudăm. Da. Sau este o alocare directă fără neapărat o negociere și eu nu cred că la nivelul ăla se poate negocia sau domnul Iohannis sau reprezentanții României pot să impună Germaniei, Franței. Ei absolut, cred că ne-au dat, absolut, știau de la început cât absolut. Ne dau și nu cred că a obținut, a luat ce a primit domnul Iohannis, dacă mă întrebați pe mine. Da, astăzi a fost o întâlnire la Universitatea sub egida Universității din Petroșani cu firma PricewaterhouseCoopers referitoare la suma de bani care se va aloca pentru zonele defavorizate miniere. Nu, discuția a fost calată, să zic așa, mai mult pe forma de guvernanță pe care urmează să o adoptăm noi aici în Valea Jiului pentru a gestiona acel instrument teritorial integrat, acel ITI despre care da, vorbim. Exact. Deci noi va trebui să luăm o decizie vis-a-vis de acest lucru, adică vom merge, am discutat la momentul ăsta patru variante. Una dintre variante este GAL, adică grup de acțiune locală, deci printr-un GAL să se administreze acești bani și să fie finanțați în continuare. A doua variantă era un ADI, așa cum avem și ADI pe deșeuri și pe apă canal. A doua variantă era o formă guvernamentală condusă de la București. Această chestie, sincer, n-a fost agreată nici de noi, nici de societatea civilă, nici de oamenii de afaceri, pentru că pierzi controlul și de la București lucrurile vin
direcționate în funcție de alte priorități. Culoarea politică, până la urmă, care guvernează la momentul respectiv. Și a patra variantă era sub forma unui ONG, în care să fim o parte, nu știu să zic, aproximativ 30% partea publică, adică primăriile, undeva la 30% ONG-urile, 20% mediul privat și poate un 10% universitatea. Sau lucrurile astea sunt discutate doar la nivel de propunere vis-a-vis de procentul care ar trebui să-l aibă în acel ONG-ul. Și eu cred că așa ar fi, adică forma asta ar fi cea mai corectă, pentru că implicăm atât societatea civilă cât și oamenii de afaceri, care pot să spun că în ultima perioadă au fost destul de activi, mă refer la oamenii de afaceri și la ONG-uri, au fost alături de noi la toate întâlnirile pe care le-am avut cu cei de la Price, au venit cu propuneri concrete, chiar la un moment dat ei au fost cei care au sesizat că primul draft de strategie cu care a venit Price-ul nu a fost unul chiar așa cum ne-l doream noi, sau unul care unul în care să credem că ne va ajuta să dezvoltăm Valea Jiului. Deci astea au fost în mare discuție. Eu n-am putut să stau până la final pentru că am avut o altă problemă. O să vorbesc cu colegii mei primari să vedem care e forma greată, dar cea de-a patra formă de administrare, eu cred că e cea mai bună. Deci crearea unui ONG în care să fie acționarii primăriile și... Primăriile, ONG-urile și oameni de afaceri și Universitatea din Petroșani. Bun, acum, ca finalitate acestui proiect, cum vedeți ce se va întâmpla în perspectiva faptului că se va crea acest ONG, ulterior crearea acestui ONG, care vor fi următorii pași? Păi, în prima fază va trebui să creăm acest ONG, va trebui să angajăm acolo câțiva oameni. Bineînțeles, primăriile vor trebui să vină cu o contribuție pentru a putea funcționa acest ONG și acest ONG va avea responsabilitatea de a gestiona fondurile care vor veni prin fondurile europene și fondurile guvernamentale prin acest ITI. Adică în urma strategiei scrise de Price, se vor ONG-ul ăsta va face caietele de sarcini pentru toate axele de finanțare care vor veni se vor aloca pentru Valea Jiului. Deci acest ONG va fi ca un ADR. Deci, de fapt, va fi ADR-ul Valea Jiului. Dar după crearea acestui ONG cu banii primărilor și, mă rog, a asociațiilor care vor fi acolo, va fi virată vreo sumă de la Comunitatea Europeană sau? Da, va fi virată prin Ministerul Fondurilor Europene, vor fi virați bani, sau nu știu dacă banii vor sta efectiv la acest ONG. Sau vor fi plătite proiectele. Dar prin acest ONG vor fi plătite proiectele, atât pe partea publică cât și pe partea privată. Și rolul acestui ONG va fi pentru ce anume? Deci rolul acestui ONG va fi exact ca și cel al ADR-ului. Adică la ei vom depune, vor avea o structură care vor verifica proiectele, dacă sunt eligibile în primul rând, în al doilea rând, dacă din punct de vedere tehnic corespund, din punct de vedere economic, și le vor da acordul pentru finanțare. Nu știu, acum finalitatea contract... pentru că sunt convins că cetățenii sunt interesați și vor... Deci, în primul rând, noi ca și autorități publice știm ce trebuie să facem pentru cetățeni, adică pentru oamenii de afaceri, pentru că va fi un segment și eu îmi doresc o cotă de finanțare foarte mare pentru partea privată, pentru că ei sunt cei care vor ridica... Motorul economiei reprezintă... Reprezintă oamenii de afaceri din Valea Jiului. Și cât avem mai multe firme sau mai multe firme care atrag fonduri europene și dezvoltă activități economice, automat ne ridicăm și noi. Și noi ca și administrație și comunitățile, pentru că unde lucra, veniturile o să fie mult mai mari. Deci, oamenii de afaceri din Valea Jiului care vor accesa fonduri europene, nu vor mai trebui să meargă la Timișoara. Vor merge
la această structură pe care noi o să o înființăm și acolo vor depune toate documentele pentru a obține finanțare. În rest, vor fi toate condițiile exact ca și la ADRE, adică se vor anunța, de exemplu, nu știu, să deschid acte de finanțare pentru, vă dau un exemplu, pentru tineri fermieri, da? Au cum au fost înainte de 40.000 de euro și acolo o să insist să mergem cu finanțări de peste 60.000 de euro sau chiar la 100.000 de euro. Tineri fermieri, aici aștept pun toată documentația, nu mai o să fie obligat să meargă la AFIR, la DEVA sau la AFIR, la Timișoara. Da? La fel și firmele care, nu știu, vor să își facă o activitate de producție. Toate documentele pentru eligibilitate, pentru partea tehnică, pentru partea economică vor fi depuse aici. Se vor anunța, se va anunța programul dinainte, va fi un ghid care va fi în dezbatere publică. Probabil se vor respecta toți acești pași, adică se va anunța, vor avea posibilitatea să îl consulte. Dacă ghidul, nu știu, are probleme, se poate, în condițiile legii, se poate rectifica, se poate modifica, după care, după ce se termină consultarea publică, se lansează și se dă un termen de, nu știu, 3 luni de zile sau 2 luni sau o lună, în funcție de cum o să permită legislația, în care cei interesați au posibilitatea să depună proiecte ca să obțină finanțări. Și eu zic că va fi mult mai simplu, în primul rând vor fi aici. Acum, ce trebuie să știe oamenii de afaceri? Că peste tot firmele, când merg să obțină fonduri europene, primul lucru care, sau prima condiție, este să nu aibă datorii la bugetul local, la bugetul de stat, terenurile unde vor să investească să fie în proprietatea firmei sau în proprietatea celui care vrea să acceseze aceste fonduri. Astea sunt niște condiții esențiale de bază care, peste care nu se trece. Da? Și eu îndemn pe toți cei care se gândesc la acest lucru să își pregătească din timp, adică să îndeplinească din timp aceste condiții și să-și pregătească terenul. Și mai e o condiție de bază, din câte știu eu, trebuie să aibă minim, pentru firmele vechi, minim un an sau doi pe profit. Probabil vor fi și pentru startup-uri, pentru firme noi înființate, axe de finanțare, acolo această condiție cu siguranță nu va fi, dar pentru o firmă care are, nu știu, deja 2-3 ani, 5 ani de activitate sau mai mult, cu siguranță va fi obligatoriu ca în ultimii 2 ani, din câte știu eu, să aibă un bilanț pe profit. Da, acest... În mare, astea sunt, să zic așa, condițiile și criteriile și toți cei care se gândesc la fonduri trebuie să țină cont de chestia asta. Deci, în primul rând, datorii, proprietate, da? Acolo unde vrei să investești bani europeni trebuie să fii proprietar. Și în al treilea rând, pentru firmele vechi, profit. Deci... Bun, și acest ONG când va putea fi operațional? Sau această activitate când va putea porni? Cred că undeva la sfârșitul anului ar trebui să fie finalizată această structură. Oricum, finanțarea va fi abia din 2021. Deci nu vorbim de finanțarea asta 2016-2020, da? Vorbim de finanțarea începând cu anul 2021. Acum, dacă noi ne mișcăm, am putea un ONG să-l înființăm într-o lună jumătate, două luni maxim. Acum, e o perioadă mai delicată, mai dificilă, pentru că urmează și alegerile locale și concentrația acum este pe pregătirea pentru pre-campanie, campanie electorală și așa mai departe, dar în fiecare primărie sunt oameni responsabili care se vor ocupa și vor fi, probabil fiecare primar își va desemna un reprezentant din primărie care să se ocupe de acest lucru. Va fi un pic greu să găsim și niște oameni, că acolo va trebui în aceste ONG-uri să avem niște oameni cu experiență, oameni care au mai lucrat în domeniul ăsta, pentru că nu este simplu. Și este foarte important să ai pe cineva care are un pic de experiență și știe ce trebuie făcut. Da, acum, ca să ne păstrăm în aceeași notă de economică,
Știu că linia verde a fost aprobată, este într-un stadiu avansat, dar nu se mai mișcă nimic. Bine, nu se mișcă nimic pentru că nu vedem noi, dar în spate se lucrează. Adică la momentul ăsta știu că s-au făcut licitații pentru proiectare, pentru inclusiv pentru achiziții. Deci se lucrează la e acest un, proiect. E un pic cam întârziere toată operația. Da, e un pic pentru că au mai fost și probleme la proiect. E un proiect mare, un proiect în care sunt implicate toate cele 6 primării din Valea Giului și gândiți-vă că orice mișcare care o faci acolo în proiectul ăla trebuie să dai 6 hotărâri de consiliu, adică trebuie să întrunești 6 consilii locale de la Petrila și până la Orican și dacă modifici o virgulă sau o literă în acel proiect, trebuie să te duci în consiliu local să iei din nou aprobare și sunt niște termene care... Bun, când vom vedea efectele acestui Eu zic program? Că anul viitor, cel târziu, undeva în luna iunie, ar trebui să vedem efectele. Adică ar trebui să înceapă lucrările, achizițiile pentru autobuzele electrice și undeva din toamna anului viitor să putem să circulăm pe linia electrică. Pentru că l-am avut invitat în această emisiune pe primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, pe care l-am întrebat ce se întâmplă cu intrarea în orașul Petroșani, zona aceea foarte cu un carosabil extrem de stricat și mi-a spus că urmează ca în acest proiect linia verde să se repare și intrarea în municipiul Petroșani și mă gândeam că nu, înainte să ne apucăm de orice, trebuie să facem infrastructura. Da, că și autobuzele astea electrice, vor fi și ele de o generație mai nouă, vor fi s-ar strica mai repede, cine știe, vor fi mai sensibile. Da, așa este. Numai că primarul din Petroșani putea de atâția ani să repare acel drum, dar din păcate nu a făcut-o. Dar poate vine alt primar la Petroșani care să-l repare. Asta vom vedea. Într-adevăr, vedea, pe linia verde există propunerea asta, dar din câte știu eu nu este eligibilă. Adică nu se plătește din bani europeni și tot din banii locali vor trebui probabil plătiți la un moment dat. Bun, și în stadiul de degradare a drumurilor mai este și zona dintre Vulcan și Lupeni, zona dintre Lupeni și Uricani, iar e o zonă mai... Deci știu că pe partea aia sunt destul de bune drumurile, nu sunt chiar așa degradate, adică au fost asfaltate câțiva ani în urmă. Nu. Trecerea dintre Lupeni și Vulcan, nu, chiar nu. Chiar e o zonă mai deficitară, iar și trecerea dintre Uricani și Lupeni iar e o zonă mai da, puțin. Da, din câte știu eu, în cadrul proiectului sunt incluse și asfaltări, dar, cum v-am spus, nu sunt eligibile. Toate sunt din câte pe banii știu, comunității. Sunt pe banii comunității, da. Bun, deci în cel mai fericit caz, la anul, în toamnă, o să ne plimbăm da. cu autobuzul electric de la Uricani până la Lune. Nu, de la Cimpa la Câmpul Luneag. De la Cimpa la Câmpul Luneag, deci mai... Da. Uricani nu se termină la intrare, nu la, se termină dincolo, la fel ca și Petrila, nu se termină Petrila, nu știu, la Lonea, se termină la Cimpa. Deci chiar la Cimpa, mai sus, la Școala, la Tirici. Sigur. De drumul DN66A știu că nu este de competența dumneavoastră, dar aveți date că s-ar continua lucrările spre Herculane? Da, pot să zic că am și date și am și promisiuni. Stați așa un pic, mă întrebați de DN7A sau? DN66A pentru de la Uricani la Herculane încolo. Ah, DN66A, nu știu de DN66A, doar ce am văzut și eu în presă, știu la un moment dat că am strâns semnături și am mers la guvern când mai știu cine era prim-ministru, cred că domnul care a plecat la Pro-România. Domnul Ponta? Nu. Tudose? Tudose, da, Tudose, îmi scăpa numele acum. Când era domnul Tudose prim-ministru, ne-am dus din Valea Jului, cred că cu vreo 30-40 de mii de semnături.
ca să-l convingem să dea drumul la finanțare la acel drum. Ne-a promis că o să rezolve problema asta, din păcate a fost schimbat și n-am mai reușit. Ulterior știu de la primarul de la Petroșan, de la Aurican, de la Dănuț Buhescu, că a fost licitat proiectul, dar nu știu, nu s-a prezentat nimeni, nu știu ce probleme au avut exact. Deci nu știu multe lucruri de acolo. Bun, iar de drumul pe care pomeneați, drumul... Da, eu pot să vă spun de DN7-a, care 7-a. La fel e ca și 66-le, este în administrarea celor de la drumurile naționale. DN7-a trece prin Petrila. Acolo am o autorizație pentru reparații. Cei de la drumurile naționale au depus o documentație și am și fost în munte cu ei, cred că acum o lună de zile, a fost și prefectul acolo. Mi-au promis că porțiuni destul de mari vor fi reparate cu mixtură asfaltică. Zona, cred că de la mănăstire și până mai jos de cabana Groapa Seacă și încă o porțiune undeva de la Mija mai sus până la Zăgăni, unde se trece în Zăgăni. Da, și acum, pentru că mai avem 3 minute de emisiune, sunt curios și trecătorii, cred că de asemenea, să ne spuneți ce, la ce lucrați în prezent, ce probleme ale comunității rezolvați în această perioadă. În această perioadă lucrăm la reabilitare termică, la blocuri. Avem din cele 14 blocuri, cred că la 10 sau la 12 se lucrează, da? Se lucrează mai greu, dar lucrăm și în partea de sus a orașului, la Lonea, lucrăm la 3 blocuri, în oraș, cred că la vreo 7 sau 8 blocuri. După aia este bazinul de not, la care se lucrează și chiar am fost săptămâna asta să văd în ce stadiu sunt lucrările și deja se lucrează la partea de acoperiș intens și la partea de interioare la bazin. Lucrările editar gospodărești pe care le avem prin oraș, cositul ierbii, amenajăm parcuri, parculețe. În ce situație financiară se mai află din urbanul? Din informațiile mele, din urbanul e într-o situație financiară bună. Adică este din câte știu, este pe profit, fără datorii, își poate plăti deci salariile. Bine cu ei. Colaborăm atât noi bine, cât și ceilalți sau celelalte firme cu care ei mai lucrează și chiar cu cetățenii, pentru că ei administrează și cimitirele orașului și au mai multe lucrări pe care le fac și ei în afară de cele contractate cu noi, cu primăria. Vă întreb acest lucru pentru că știu că în vechea administrație de dinainte de noastră, Ministerul Păducel, Edil Urbanul tot a dat faliment de nu știu câte ori, tot a avut probleme, tot. Da, nu numai Edil Urbanul, au fost mai multe. În cei 20 de ani sau 22 de ani cât a fost domnul Păducel primar, cred că a falimentat vreo 3 sau 4 firme. Eu am spus, cât voi fi primar, firma Consiliul Local nu are voie să dea faliment. Pentru că nu e în regulă, deci se poate face. Eu vin din mediul privat, am reușit să țin o firmă 15 ani, 20 de ani pe profit în mediul privat, unde e destul de greu și nu te ajută nimeni. Ori aici, când ai posibilitatea să mai dai și lucrări la firma ta, mi se pare de la locul lui să o duci în faliment. Bun, în regulă, domnule primar, atâta pentru astăzi. Sunt convins că ne vom mai întâlni în perioada imediat următoare cu informații noi în folosul cetățenilor. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!